Da, suntem rec, dragi prieteni, și bine că am intrat în rec acum și nu am intrat în rec 5 minute mai devreme, fiindcă nu ați fi vrut să știți conversațiile pe care le-am avut aici în platoul de la Fără Mănuș, platou în care astăzi avem invitată, mă vreau să vă spun, o femeie care pe cât este de frumoasă fizic, pe atât este de frumoasă din punct de vedere emoțional și din punct de vedere sufletesc. Și atunci când vorbești cu ea, mai vrea să nu se mai termine niciodată discuția cu ea. Doamnelor și domnilor, Lavinia Târzianu este aici, în dreapta mea. Deci nu mai spun ce frumoasă. Bece mănânci, Simona. Îți mulțumesc pentru această introducere frumoasă la voi în podcast. Mulțumesc că am atât știe, chiar dacă ai, ești amată aici. Mergem patru la pe pitbull, băi, e un joc, data trecută am mers eu. Nu știu ce jocuri de-astea aveți voi între voi ca se și colegi. Se zice că la casă nouă se vine cu ceva. Dacă vă spun că eu am adus un buchet de jeleuri pentru Simona, pentru care o minune de băiat acasă și vreau să împartă cu el. Cine crezi că ajungea cu ele acasă? Uite cât de drăguț. Iar pentru domnul Yamato, i-am adus morcovelul cu cotiță. Cu jeleuri. În sus îl vrei sau în jos? Dă-mi-l așa, că în sus, după emisiune, are funda albastră. Iar aici, pentru că tu vorbești cel mai mult în emisiunea asta, da. Când mai vrei să o atenționezi pe Simona ca să fii mai finuț, îi dai să mai muște din bastonașul ăsta, a cadat. Să muște din bastonașul, da, vezi? Da. Să știi că nu le-am ales, dar așa, poftim. Mersi, trebuia mai gros, dar merge. V-am umplut de candy pe aici, de acadele, bombonele. Păi uite, eu v-am spus de la început că Lavinia este o dulce, drept dovadă. Drept dovadă că la mine este din suflet și voi sunteți minunați și mă simt onorată să mă aflu și voi și eu la voi în platou. Noi ne simțim onorați că ești aici. Îți mulțumim că ți-ai luat din timpul tău, care oricum știu că este atât de limitat, pentru că ești o mamă devotată pentru cele două minuni ale tale. Și că tot a venit vorba despre cele două minuni ale tale, ce fac minunații tăi copii? Mulțumesc de întrebare, Simona. Păi să știi că Matias doar ce a venit de la școală, că a mers tata să-l ia ca să pot să fiu aici alături de voi și de cei care ne urmăresc. Iar Ingrid este la o activitate, dat fiind faptul că de luni până vineri ei sunt la grădiniță, eu fac 4 drumuri pe zi. La ora 8:30 mă duc, mă întorc, la ora 11:30 mă duc, mă întorc cu cel mare, la ora 2:30 îl iau, la ora 4:30 îl iau, plec la balet, merg cu celălalt la tenis. Da. Doamne, Lavinia, eu am unul și am momente când simt că nu mai pot și, sincer să fiu, te văd ca o eroină, mai ales că știu și cât de mult te ocupi de ei, că investești atât de mult timp în ei. Ia zi-mi, i-ai luat vreodată cu tine pe platou? Păi da, Simona, să știi că Matias a crescut cu mine, adică în biroul producătorului general Matias avea pătuț, dacă nu eram cu pătuțul care se plia, eram cu perna după mine și m-am alculcat pe picioare, că era matinalul în intervalul 9-12, ieșeam chemată în cască de producător, vezi că plânge copilul, ieși 20 de minute, anunțam la televizor public asta, dragilor, ce să facem, ne cere bebelușul de mâncare, o să ies puțin și revin în platou. Și vreau să vă spun că mulțumesc până la Dumnezeu și înapoi că, uite, echipa de la vremea aceea unde eu am prezentat matinalul, mi-au pus o pâine pe masă, mi-am putut crește copiii și am apreciat, pentru că nu știu câte mame ar fi acceptat asta, să se întoarcă după nici două luni la serviciu înapoi. Am fost motivată și financiar, pentru că atunci când ai deja familie, copii, e clar că trebuie să nu mai muncești doar pentru tine, ci și pentru celelalte persoane sau ceilalți membri ai familiei, și am fost înțeleasă. Mergeam în deplasări, Bucovina, Maramureș, în toată țara a mers copilul după mine. Tu ai prezentat emisiunea Matinal și Popular. Da, după aia Folclorul sub lupă, emisiune prezentată singură, da, am avut... Cum vezi, ca să facem așa o paralelă între acele emisiuni folclorice, ca să le spun așa, și emisiunea pe care o prezinți acum, tu acum prezinți Fight Club, alături de invitatul nostru de ieri, Ionuț Pitbull, Atodiresei. Hai să facem o paralelă între ele. Cum vezi această trecere de la etno la bătaie? Păi știi, acum că ne raportăm, da, că am fost prezentator, așa e o diferență totală de la cer la pământ, deși e tot în domeniul ăsta al televiziunii, practic acum în online, dar nu cred că are prea mare importanță, că în opinia mea oricum în câțiva ani o să fie mediul online.
A fost bruscă, a fost fără niciun training, am fost pusă în fața faptului împlinit. După ce am fost și 9 ani la Etno, eu am mai cochetat, adică nu am mai cochetat, chiar am fost angajată pe bune în Antenă, în Canal D, pentru că au fost proiecte mari și frumoase, am acceptat asta și am vrut tot timpul să evoluez profesional. Dacă m-ai întreba, am plecat în glorie de acolo. Am continuat să prezint evenimente și spectacole private în țară și le mulțumesc tuturor celor care m-au contactat. Nu mi-a fost simplu, pentru că în momentul în care e un teren mălos, cum îi spun eu, adică că nu stăpânesc foarte bine anumite noțiuni, am senzația că poate nu o să le știu cel mai bine și să nu fac vreo gafă. Dar în același timp, Dumnezeu drăguțul mi-a pus la memorie, la calculator, ceva mai mult și am încercat ușor, ușor să țin pasul cu voi, colegii mei, că suntem până la urmă în același domeniu. Deci tu înainte n-ai mai avut contact cu lumea asta a sportului de contact? Nu, 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 deci chiar nu, niciodată, nu. Și ai venit cu capul înainte? Da, nu m-am ferit de asta, pentru că știi, poate dacă mi se propunea lucrul acesta, uite, hai în televiziune, eu neavând experiență, sigur m-aș fi speriat. Dar fiecare etapă din viața mea, că vorbim la aceea de a fi prezentator atâția ani, ulterior, chiar dacă am fost prezentator, am trecut ca reporter TV în Antenă, unde m-am dus. Pe acolo am avut niște colegi minunați, m-au învățat burtiere, texte, live-uri să fac. Live-uri nu făcusem până atunci, când aveam unde, nu fusesem pe știri, nu fusesem pe noutăți, decât emisiunile care erau în regim de direct sau înregistrate. Și fiecare etapă din asta, chiar nu știu, exact ca o floare, știi, mai pui puțin apă, mai crește, mai pui puțin și ușor, ușor am. Ai avut vreun moment în care te-ai gândit, ok, televiziunea nu este pentru mine, poate nu am ajuns acolo unde aș vrea, poate să te simți, nu știu, de alți colegi, să te simți trasă în jos și să spui, poate că ar fi cazul să mă îndrept către altceva? Să știi că în cei 9 ani de nonu, însă ulterior, mutându-mă în televiziuni mai mari, Simona, zic cu sinceritate, nu mă subestimam eu ca și posibilitate de a evolua profesional, însă e un drum anevoios și televiziunea e în ADN-ul meu, dar mi s-a spus că știi cum e, toți pleacă ca reporteri, trebuie să ai mulți ani în spate, momentan nu e niciun loc și cumva mă gândeam, știi, dar faptul că eu am terminat facultatea, masterul și pedagogicul, eu oricând mă pot întoarce în învățământ, de asta poate în decursul acestor ani nu am vrut să apar în show-uri de televiziune foarte multe sau care să nu mă reprezinte și spun și de ce. Vorbeam noi în culise puțin mai devreme, oamenii au mania sau prostul obicei să pună etichete fără să cunoască acea persoană, după aparențe. Doar pentru că mi-a zis dreapta, doar pentru că mi-a zis stânga, doar pentru că uite cum e îmbrăcată, da, uite cum e machiată, uite cum... Și zic, mă, și așa se întâmplă lucrurile astea, dacă m-aș mai duce în diverse show-uri de televiziune și să spunem că nu mă mai reperez în televiziune, mi-ar fi greu să trec pe partea asta de învățământ, că știi, mă pun și eu în situația mea ca părinte și tu. Mă, păi asta e frumușică, e cochetă, ce o știa să fac? Mă, dar nu e așa. Că, vezi tu, eu provin dintr-o familie foarte decentă, dar cu niște noțiuni sănătoase, așa, emoționale, educație. Și m-am dezvoltat, intervine autoeducația de la o anumită vârstă, dar cred eu că fundația a fost bine construită de către mama și tatăl meu. Și atunci mama niciodată nu mi-a interzis sau tata să abordez o anumită țintă. Bine, să faci indiferența. Una e să fii sexy, alta e să fii vulgară, deci e total diferit. Nu m-a reprezentat, eu nu judec pe nimeni din punctul ăsta de vedere, dar poate și asta m-a făcut să mă gândesc, mă, unde sunt, unde o să lucrez, unde, ca să pot să mai am continuitate într-un alt domeniu dacă nu va mai fi în televiziune. Deși nu mă vă făcând altceva, vă spun cu tot. Eu am o curiozitate. Când mergi la ședințele cu părinții, cum se uită celelalte mămici la tine, dar și tații? Că tu ești o apariție. Ești. Ai pus o întrebare foarte bună, îți mulțumesc pentru complimentul ție și Simonei, pentru felul în care m-ați prezentat și m-ați făcut să mă simt bine. Pentru că orice femeie are nevoie de validare și cred că orice om, dacă nu de frumusețe, de profesionalism și așa mai departe, se uită într-un fel, nu vă imaginați că abordez o ținută nepotrivită, ca la biserică mă duc. Dar probabil se uită așa că sunt mai cochetă, că... dar tot timpul încerc să fiu prietenoasă, știi? Nu vine nimeni să zică bună ziua, cum vă numiți? Și eu zic, bună ziua, la vine, îmi pare bine. Dacă vrea să-mi răspundă bine, dacă nu, până la urmă vrei să zici ceva, ne-a dat Dumnezeu la toți un talent. Unii îl multiplică, alții îl păstrează pentru el. Eu cred că e bine să împărțim.
Lavinia, în ce fel ți-a schimbat emisiunea pe care o faci acum viața? Te simți, nu știu, mai apropiată de sport sau, nu știu, de faptul că prezinți împreună cu Ionuț, care este un adevărat personaj, nu știu, ți-a dat anumite validări. Cum te-a schimbat Fight Club? N-aș spune că m-a schimbat radical, pentru că am continuat cu televiziunea și ca să vedeți, eu am făcut și vreau să adun mulțumiri pe această cale Biancăi, Danei, de la Refresh Target, unde eu am lucrat, și lui Sebastian Vieru pentru încrederea pe care mi-au acordat-o. Până la urmă am venit ca o recomandare de un reporter, prezentator, cum vreți voi să-l numiți. Și faptul că mi-a oferit această posibilitate a însemnat foarte mult pentru mine. Mi-a schimbat viața pentru că am cunoscut și alt tip de oameni. Am ascultat și ascult în continuare povești de viață și am mai spus-o chiar și în emisiunea prezentată de mine și Ionuț. Dacă de multe ori ai un moment de cumpănă, de clin sau îndoială, cum că viața ta are urcușuri și coborâșuri, trebuie să stai să te gândești că există oameni care poate sunt mai puternici decât tine și au trecut prin mult mai multe greutăți. Și tot ce înseamnă povești de viață, tot ce înseamnă destine, tot ce înseamnă împărtășiri de idei, gânduri sau trăiri, e un pansament pentru sufletul meu. Deși aici sunt cu sportul, am înțeles că dacă în trecut îmi făceam o imagine greșită cu privire la faptul că sportul de contact se adresează bărbaților, că au fost și femei în cușcă, dar mă raportez la ei, celor agresivi și că sunt tatuași și că trebuie să vă spun tuturor că am descoperit o altă lume. Și că nu este așa. Și în culți, pentru că majoritatea e impresia că n-au nimic în cap. Aia că se duc și își dau pumnii în cap în continuu. Ce poate să gândească un sportiv de contact? Deși niciodată eu n-am judecat, mi-am pus și o întrebare și o mărturisesc cu sinceritate. Mă, dar chiar așa o fi? Nici nu am avut eu banturaje din genul ăsta în care să zic că am descoperit oamenii și am întâlnit până la momentul actual. Iar asta cred eu că mi-a adus un beneficiu, pentru că inclusiv de asta îi pot explica acum și copilului meu. Nu-l văd pe Matias făcând sport de contact, e drept, poate mă și moștenește cu sensibilitatea puțin mai mult, că fiecare om e în felul lui. Însă vreau să-l canalizez și să-l îndrept pe drumul ăsta, că am tot mers la Aikido, am mers la fotbal, fata la balet, am dus-o la balet, a rămas, Matias, văd că s-a reperat acum la tenis și vreau să continui cu asta, dacă aici consider el că e bine și îi se potrivește. Pentru că exact cum ați spus și voi când ați venit la emisiune, înseamnă disciplină, antrenament și sunt foarte bucuroasă că acum îi pot explica, mami, dacă oamenii se bat în cușcă, nu înseamnă că și afară, în afara cuștii, pot avea probleme personale sau că se bat pe stradă. Tocmai asta e, că mergi într-o sală, îți te detașezi și te descarci de energia aceea negativă făcând asta. Mi se pare foarte fain. Acum dacă m-ai întreba, te vezi, te gândeai că o să ajungi, nu, dar n-aș mai pleca. Ai vorbit puțin mai devreme despre momentele de cumpănă de care ne lovim toți și aș vrea să știu care a fost cel mai greu moment pentru tine până acum. Pentru că ai și tu o poveste de viață impresionantă. Ai trecut printr-un nedorit divorț. Ai rămas cu doi copii minunați. Mulțumesc, pe care îi crești singură și, după cum am mai spus, ești o mamă extraordinară, te implici total lor. Care a fost cel mai greu moment pentru tine? Sigur mă întreb de perioada adolescență-maturitate, așa încât îți voi răspunde de asta și nu de copilărie, divorțul. Divorțul a fost momentul de cumpănă, dar să vă spun un lucru, a fost momentul cel mai greu din viața mea, pentru că eu mi-am trasat punctele în viață, așa ce-mi doresc, familie, profesie, bărbat, nu știu ce. Și a venit așa, știi, ca o palmă de aia de m-a trezit, dar m-a trezit. Și la vremea aia credeam că oare s-a supărat divinitatea pe mine, oare ce s-a întâmplat, nu-mi găseam lucru prost sau greșit pe care îl făcusem, încât să primesc atât de mult. Așa mi s-a părut mie. Ai văzut divorțul efectiv ca o palmă de la univers? Da, atât de grav a fost pentru tine? Da, pentru că a venit când nu mă așteptam, a venit cum nu mă așteptam, da, fiind faptul și pentru că n-am avut o căsnicie toxică și atunci a fost așa, chiar m-a cutremurat. Dar ulterior, după divorț, am înțeles că aia nu a fost palmă. Că eu meritam să primesc ceva bun pentru mine. De multe ori alegerile pe care noi oamenii le facem cu căpoșenie și considerăm noi că suntem asumați în decizie, nu sunt și cele mai bune.
atunci, la vremea aia, mă gândeam doar că destin, că omul își mai face și cu mâna lui. N-aș vrea să contest asta sau să neg. Dar am înțeles că lucrurile toate se întâmplă cu un scop și vin la momentul potrivit. Eu, dacă stați să vă gândiți, eram o copilă când am fost în relație cu fostul meu soț, ne-am căsătorit de vreme, aveam 22 de ani, adică, na. Și de-aia se zice, mă, așteaptă-ți rând, iau așa cu etape, dar fiecare lucru aduce un beneficiu în viața noastră. Și greutățile sau încercările astea, unele din ele vin ca lecții și altele vin ca mulțumire. Uite, de exemplu, eu pe mine mă tot întreabă lumea, bă, dar de ce nu, că mai ai puțin 30, mai ai puțin și faci 33 de ani, și mulțumesc la fel. Eu am refuzat mereu cu vehemență ideea unei căsătorii, inclusiv în cele două momente în care am fost cerută în căsătorie și am zis nu, pentru că mi-a fost mereu frică de divorț. Adică eu nu am conceput niciodată ideea unei căsătorii care să nu ajungă la divorț. Și cumva am simțit că și această mentalitate pe care o am o să atragă automat divorțul, pentru că asta gândești, suntem ceea ce gândim. Sunt atât de, nu știu, sunt atât de axată pe faptul că toate căsniciile duc la divorț, încât eu nu vreau să-mi dau ocazia unei căsnicii ca să nu ajung la acel divorț. Tu ai simțit vreodată că, nu știu, cumva că ai atras acel divorț, că ai greșit cu ceva, că l-ai meritat, că te-ai învinovățit vreodată pentru situația respectivă? Nu știu dacă poate fi vorba de învinovățit și știi de ce? Pentru că mi-a aparținut decizia. Chiar dacă multe doamne, domnișoare, nu știu, femei în general, m-a lăsat, mi-a făcut, nu, în 80% din cazuri, femeile zic stop. Da. Adică noi suntem cele care punem stop. Pentru că asta, ori conștientizăm că așa trebuie făcut. Uite, eu sunt dintr-o familie, mai am o soră, părinții mei au aproape 35 de ani de căsnicie. Au fost și urcușuri și coborâșuri, tatăl meu navigator, adică într-o copilărie l-am văzut în etape în viața mea. Și mama mea, uite că a rămas, a fost acolo, a trecut și ea prin greutăți, ca fiecare om care are lucrurile astea. Și chiar cred cu tărie, a fi nevastă de navigator e o meserie. Și-am mai spus asta, nu m-am învinovățit. Știi de ce mă învinovățesc? M-am învinovățit de fapt că am zis, mă, mi-am propus să le ofer copiilor mamă și tată și nu s-a întâmplat asta de a fi noi în casă. Dar faptul că am divorțat și că relația cu tatăl lor este una foarte bună, este excepțional pentru mine. Pe mine în ecuația de după divorț, dacă vorbim de un divorț cu minori, m-am focalizat pe dorința de a fi copilul bine. La mine copiii mei nu vor auzi niciodată că tatăl lor nu este bun. La mine copiii mei nu o să audă niciodată că nu merită să le fie tată cel care le e. Pentru că, sincer, dacă ajungi la vindecarea cu tine însuți și de a-ți accepta trecutul că a fost cumpăna asta, prezentul și ce urmează, e foarte important, dacă ești vindecat cu tine, îți deblochezi niște uși închise și ai o altă viziune pentru viitor. E foarte important ca și minorii, copiii, în urma unei căsnicii care s-a terminat, să-și vadă ambii părinți fericiți. Copiii mei vin fericiți de la tatăl lor, de la mine pleacă fericiți. Asta pentru că și eu le spun, l-am sunat cu tati, vorbiți cu el. Adică, am înțeles, s-a întâmplat, dar nu e moarte de om. Nici nu vreau să încurajez asta, deci cei care normal să înțeleagă, nu sunt de acord și nu voi fi niciodată cu asta. Dar dacă de la asta ne rezumăm la o căsnicie unde exemplele nu sunt foarte bune, că vorbim de o relație toxică sau de infidelitate, e bine să fie decizia sufletească, știi? Să-ți asumi decizia și să o faci așa cum simți. Nu încurajez asta, dar cei care se uită acum la acest podcast pot învăța niște lecții extrem de valoroase de la tine. Și da, din păcate în România există din ce în ce mai multe cupluri care se desparte cumva așa la ordinea zilei. Oamenii pur și simplu nu-și mai dau șanse și
De cele mai multe ori femeile sunt cele mai afectate din punct de vedere emoțional, da. Și cumva nu mai reușesc să se ridice din acel abis în care cad. Noi știi cum am trecut, Simona, și iartă-mă că te întrerup, de la o extremă la alta. Înainte se stătea, se suporta acolo, ca așa erau vremurile, iar acum suntem parte, știi, în extreme suntem, adică nu avem o linie da, de mijloc. Da, nu prea mai dăm șanse și aș vrea să știu ce ți-a dat ție energie, ce te-a ajutat pe tine să te ridici din acel moment. Da, am avut momente grele, credeți-mă. Și să renaști în această pasăre fionix, ca să zic așa. Da, divorțul a însemnat pentru mine să-mi floresc. Asta și pentru că la o perioadă foarte scurtă de timp mi-am refăcut viața. Dar nu că am vrut sau că am căutat asta. Trece și la capitolul ăla când e, fără nicio problemă, că eu spun totul cu maximă sinceritate, mai ales față de voi, pentru că e energie pozitivă aici și îmi dați asta și că ați vorbit cu prieteni și fac abstracție că sunt camere. Spun sincer, Simona, că Dumnezeu, am avut momente timp de un an și ceva în care mă gândeam dacă m-a uitat, în care mă trezeam și noaptea, în care nu știam dacă vreodată o să mai întâlnesc pe cineva și o să rămân singură. Și nu pentru că, repet, mă uitam în oglindă și vedeam în mine altă femeie sau căsurâtă. N-am avut niciodată problema asta și nici după divorț m-am întrebat, wow, pe bune, m-a lăsat pe mine, Doamne ferește, dar fiecare om are frumusețea lui. Și e posibil ca după un astfel de divorț, de fapt să ne dăm seama că noi cei care ne refacem viața, ne potrivim mai bine cu acea persoană. Asta și pentru că deja ai trecut printr-o experiență, ești la un alt nivel al vieții, cu altă vârstă, ești mai înțelept, na, și multe altele. Și am luat-o foarte mult, adică nu am luat-o, eu de când eram mică, așa am crescut în familie, să merg la biserică, să nu mă culc fără rugăciune, să știu că există ceva și că divinitatea e cu mine peste tot și mi-a arătat lucrul ăsta, adică n-ai cum să fii la pământ, știi că se spune, trebuie să treci prin foc ca să poți să... Ca să poți să renaști, da, trebuie să treci prin mocirlă ca să iasă cumva la suprafață și aurul din tine, e o vorbă în Bucovina pe care o auzeam tot când eram mai mică. Mi se pare foarte frumos că copiii au în continuare o legătură foarte apropiată cu tatăl lor, ceea ce nu se prea întâmplă acum după divorțul, că toți spune. Să știi că asta îmi pare și mie rău și chiar am mers la o consultație, deși eu am terminat psihologia în cadrul liceului pe care l-am făcut, am făcut și practic atât la copiii cu deficiențe cât și, cum am spus, la penitenciar și multe din lecțiile acelea m-au ajutat pe mine în dezvoltarea mea personală și chiar spuneau, la vine ești, cred că 1%, 5% din femeile care divorțează și nu vor să se răzbune. Da. Ideea e că eu vă întreb și pe voi, că nu treceți prin asta, nici nu doresc nimănui. Și ce faci? Poate copiii, nu știu, aveam un tată, putea sau nu putea să le plătească pensii. Doamne ferește, e o problemă de sănătate, nu poate munci. Ce să faci? Rogă-te pentru tine și ce reușești tu să faci. Că dacă copiii văd în mine o femeie eroină, o mamă puternică, o mamă care a știut să, indiferent de rău, a răsplăti cu bine, fix ăsta e modelul pe care eu vreau să-l văd în ei. Eu sunt puterea exemplului, deci copiii sunt oglinda părintelui, nu degeaba se spune asta. Și sunt multe motouri în societatea noastră care probabil au spus nu oameni cu 100 de facultăți și 5 doctorate, dar care chiar s-au adeverit. Și acum, cred că asta e cel mai important. Sincer, adică e important să știe, să-și cunoască rădăcinile și pentru mine e foarte important că, dincolo de asta, chiar dacă îi vorbesc cu tatăl lor și așa, și eu pot avea o comunicare. Poate de cele mai multe ori ni se potrivesc ideile, dar las de la mine, știi? Până ce e îngropat securea războiului, nu mai e de ce... Na. Asta e foarte frumos, uite, și părinții mei sunt divorțați, iar... Tata a păstrat o legătură strânsă cu noi, inclusiv cu fratele meu din care s-a născut. Și nu ești bine tu emoțional? Ba da, inclusiv cu fratele meu care s-a născut în America mai mare. Și noi când mergem în vacanță, mereu o ia și pe mama și pe soția lui și o aduce și pe mama fratelui meu din America. Deci mi se pare un lucru, da, e un lucru foarte frumos după părerea mea. Și da, dacă mă supără ceva în adâncul inimii mele, sunt părinții care nu știu dacă sunt atrași, nu își recunosc proprii copii. Asta cred că e o durere pe care nu o pot înțelege. Asta e singura chestie, nu știu. Nici nu vreau să mă întâlnesc cu ea, dar eu când văd sufletele alea mici, dar eu vă spun sincer, eu am zis, dacă nu știam prin cezariană, voiam să fac 4 copii să nasc. Dar
știe Dumnezeu de ce mi-a dat așa și m-am mai îmbogățit cu alții. Chiar dacă nu sunt ai mei, ai partenerului meu de viață și pe care mereu îi învăț să-și iubească mama, să-și iubească tatăl. Eu sunt prietena tatălui, dacă mă vor accepta în viața lor e foarte important pentru a avea o bună relație. Dacă consideră că au ce învăța de la mine, eu le spun ca și copiilor mei, dar nu-i forțez să facă ceva în drumul în care eu vreau, pentru că până la urmă e dreptul lor să aleagă și să știe ce e bine pentru ei. Adică cred că asta lipsește mult, ori maturitatea necesară de a înțelege că nu mai sunt sentimente, dar totuși da, niște copii. Da. De care păi, tu trebuie să da, fii alături de ei. Exact, necondiționat. Asta este problema, dacă majoritatea se folosesc de acei copii ca să facă rău unul altuia, da. Neînțelegând că... Și să știi că nu e iubirea ei, Simona. Degeaba nu te bați cu pumnul în piept și zic, da. Iubesc. Când iubești, nu cunoști sentimentul de răzbunare, de ură, de a te răzbuna cu un om prin copiii tăi, prin proprii tăi copii pe care, Doamne, nu există. Nu. Îmi spuneai tu mai devreme că tu nu le-ai spune niciodată. Că tatăl lor este rău, adică mi se pare că tot copiii au de suferit. Da. Vor crește niște copii toxici. Și sunt cât de mici sunt, mami, dar tu mereu vorbești frumos, dar e normal. Adică, până la urmă, cu ce sunt eu diferențiată față de altul? Nu. Da, până la urmă cu toți ne dorim o societate mișto în care să avem parte de copii mișto, fiindcă ei sunt viitorul nostru și ei vor conduce societatea asta către ceva măreț sau către ceva mai puțin măreț în funcție de cum îi educăm noi. Vom lua o scurtă pauză de publicitate, dar revenim... Să mănânci caramelele. Să mâncăm caramelele. Păi, sincer, să spun, eu mă simt prost că noi am venit cu mâna goală. Stai puțin, voi sunteți gazdele și e frumos la cel care vine să vină cu ceva. Voi m-ați primit în casa voastră, nu? Păi și noi când am mers la tine în emisiune. Ai, mă, nu se pune problema. Eu la orice podcast unde am mers, uite aici, cu ocazia asta îl salut și pe colegul meu, Valentin Sanfira, care a prezentat la fel, i-a dus o sticlă de o băutură și zice, bravo, să țină Dumnezeu obiceiul, că dacă mai vin și alții să vină la fel. Nu, asta am avut-o în primul rând de fan, așa, și că sunteți oameni super mișto. Deci chemați-o pe la vine, mai vezi că vine... cu mâna plină. Și bombori. Da, și sunt după... cea mai mică în grădiniță, cu rochiță scurturiță și cu părul retezat. Am uitat ce am învățat. Mie îmi plac bomboanele, jocul cu baloanele. Toată lumea mă răsfață și mă strigă gogoneață. Oh, bravo! Super, Lavinia! Acum o să luăm scurta pauză de publicitate, timp în care tu să te gândești să ne compui aici o melodie. Da, și să-mi dați stop să mai vorbesc, dacă pun mâna pe microfon, păi nu mai lăsați. Foarte bine, rămâneți cu noi! Jocul tău, regulile tale, exclusiv pe lasvegas.ro. Ne-am reîntors din scurta pauză de publicitate, pauză în care, așa cum v-am spus, eu nu am mâncat. Aici aveți dovada faptului că nu m-am atins de dulciurile aduse de la Larina. Simona, dar înseamnă că e un coleg care nu e egoist, uite, te-a servit din ale lui. Nu, i-am dat din motovul meu, acum ce să fac? Bine, au venit colegii din producție să mănânce din morcov. Da, acum a luat toată lumea de la tine. Eu am să le păstrez pentru Dimi și am să-ți trimit, am să-ți trimit o fotografie. Hai că am fost inspirată. Păi nu, dar zic, vin cu flori la Simona oricum. Eu știu că e femeie frumoasă, cu siguranță are curierate la ușă. I-am luat eu mai devreme. Nu? Nu, mi-a luat ea masă mai devreme. Na, deci vezi, și zic, mă, cu jeleurile astea sigură, cu cereți măcar că i-aduc zâmbetul pe buze. Tot timpul să știi că mă gândesc cu ce pot să fac un om fericit. Când eram în televiziune, venea cu Moș Nicolae, Purașul și știam că ne lasă ceva în ghetuțe. Și se uită și copii la noi, poate și știu asta. Și vreau să zic că tot timpul cumpăram câte un ou cu surprize, o ciocolată sau ceva, știi, să-i fac fericiți. Nu mult, dar știi cum e, nu contează conținutul, contează gestul, că până la urmă te-ai gândit la omul ăla și l-ai oferit din suflet. Exact, exact. Faptul că faci un gest arată că te-ai gândit la persoana important. Respectivă. Lavina, aș vrea să știu acum ce așteptări ai tu de la viață și cum îți vezi, nu știu cum să spun în română, pattern-ul pe care vrei să-l urmezi, calea pe care... Păi hai să începem cu început și să spun că profesional mă reperez unde sunt și mi-aș dori să rămân pe poziții cât va vrea bunuțul, că tot timpul mi-a făcut un salt, da, cu prioritate și de... am făcut tot timpul o mutație corectă și bună, să zic așa. Sentimental mi-aș dori să
fiu cum sunt și să rămân unde sunt și dacă este de la Dumnezeu ce ți-e pus în frunte, în frunte ți-e pus. Uite, apropo de asta, și eu am fost cerută de nevastă, am zis da, chiar dacă am trecut prin divorț după și sunt fericită, așa, sufletește și împlinită. După divorț, știi ce am zis, nu? M-am uitat la cer și am zis, Doamne, acum nu-ți mai cer pe cineva anume, dă-mi omul credincios și care e bun pentru mine. Fix astea au fost vorbele mele simple și crede-mă că eu un om matur acum, cu un trecut și el, nu vă imaginați că a fost, Doamne, copac și acolo a stat. Din contră, însă, dacă îți trăiești etapele astea ale vieții, ajungi și în punctul în care privești altfel cu înțelepciune. Și asta pentru că și spune tot timpul că sunt o femeie blândă, blajină, mama tot timpul zice, băi, eu mă știnești pe bunică dacă era ardeleancă. La mine n-ai să vezi femeie cu scandalul, n-ai să vezi cu tonul mărit, n-ai să vezi să cert omul, că purtăm discuții și că avem o comunicare bună, e ceva normal fără comunicare, după părerea mea e eșec total. Și să-i văd pe copilași să-i cresc cât se poate de frumos, nu o să le promit bogăția lumii, pentru că cea mai mare bogăție pe care eu le pot da ca mamă este să primească o educație frumoasă, că în ziua de azi nu cu bani faci educație, cu noțiunile pe care le cunoști și pe care vrei să le regăsești și în copiii tăi, așa cum consider eu că-s bune. Nu contez că poate o să aibă și nemulțumiri. Dar am învățat și de la părinții mei că indiferent de situație, într-o să judeci, trebuie să vezi ce faci tu mai bun și copiii sunt datori să-și depășească părinții. Asta e cel mai important. Și să-i văd pe fiecare din ei așa cu funcții bune, să crească și să zică, bă, mama, la câte eforturi ai făcut tu și câte nopți n-ai dormit și câte zile de muncă le-ai avut cu noi. Nu știu, să fiu așa un exemplu pentru ei. Însă nu le voi impune niciodată posturile pe care ar trebui să le ocupe în viață. Odată ce îi tai rădăcinile și aripile unui copil, doar pentru că îți dorești să facă ce n-ai făcut tu sau vrei să-l vezi unde vrei tu, da, asupra lui. Și nu e normal, adică eu cred că sigur și voi cunoașteți persoane care, păi, de ce ai făcut facultatea de medicină veterinară? Că lucrezi la cartele, nu știu, sau la telefoane. Păi, așa m-a pus tata sau mama. Eu am prieteni care au copii de vârsta lui Dimitrie și este incredibil, mi se mă uit la ei cum efectiv le-au impus fetiței și îi implementează fetiței, o hipnotizează cu faptul că ea trebuie să fie medic. Da, și mi se pare groaznic, adică nu știu, poate fetița aia vrea să facă, nu știu. Eu dacă văd, de exemplu, sânge sau v-ați înțepat voi acum și eu leșinești pe canapea. În modul că eu sunt slabă, nu sunt puternică. Nu mă văd practicând o asemenea meserie, adică trebuie să ai puțin sânge pentru asta, nu știu. Știi că medicii depun un jurământ că vor salva vieți și că, da, nu e ceva simplu. Adică trebuie să-ți asumi, eu nu mă văd făcând așa ceva. Da, părinții ar trebui în primul rând să, cred că, să renunțe la a-și mai vărsa frustrările și nemulțumirile lor. Și dacă ajungi să, uite, și eu am serviciu, nu că până la anul venim, lucrăm cu toții. Dar eu niciodată nu mi-am privit meseria pe care o fac, ca și cum spun, merg la serviciu, aole, iarăși urmează să fac mâine. Am filmat și 14 ore pe zi, am filmat și 20 de ore, revelioane, Crăciunuri. Eram epuizată, ce-i drept fizic, sau poate că eram pe tocuri, dar nu simțeam oboseala aia pe care o simte un om care merge cu obligații la muncă. Asta pentru că făceam ce iubeai, da. Contează foarte. Bine, eu aveam întrebare acum pentru tine, dar nu-i răspuns. Eram curios. Dacă tot a intrat în domeniul ăsta, dacă vrei să intri și în cușcă. Da. Deci, hai să vă zic, mi s-a trezit și mie curiozitatea, odată cu emisiunile prezentate, cu discuțiile avute, cu faptul că am un coleg minunat care mi-a răspuns de fiecare dată la întrebări și când simțeam ceva că, nu știu, nu înțeleg sau cum se jurizează, de exemplu, cușcă, că tot am participat la gală, mi-a dat răspunsurile prioritare. Și zic, mamă, dacă mi s-ar propune, cred că aș intra și eu. E, ce să vezi? În ziua cu gala, a fost primul meci al lui Mihai Aptănase. De asta mi-ai dat răspunsul, că ai zis că nu suport sângele, da. Și ăla a fost cel mai sângeros. Da, știi, și a fost... credeți-mă, nu vă mint. Deci mie mi-au transpirat mâinile și mă duceam la monitorul de control și mă înfrecam mâinile puțin. Și mă mai duceam la masa presii și mă înfrecam mâinile puțin. A fost așa, nu știu, măi, e o chestie emoțională, nu știu, simți adrenalina, abia aștept să vezi ce se va întâmpla în cușcă. Dar când îi vezi pe oamenii atât de mari și totuși după prima rundă se clătină,
sunau puțin, zic, bă, nene, eu care n-am făcut sport de contact, ce se întâmplă cu mine? Bine, s-ar putea să am și o surprindere că nu sunt chiar așa, nu poți să știi ce naște dintr-un... Nu se știe. Nu se știe, nu? Aici tu poți să te pronunți mai bine, Viamat. Da, în atâția ani de experiență am ajuns la concluzia că nu judeci o carte după copertă. Da, da. Adică sunt unele te surprind cu conținutul, exact, altele cu copertă. Exact, unii sunt răi. Mamă ăsta te rupe cu bătaia și de fapt sunt mielușei ceva. Păi oricum eu dacă aș intra în cușcă, ești conștient că aș face asta doar pentru sportul de contact și nu că am ură sufletească. Da, normal. Clar. Nu are nicio legătură asta. Nu. Și mai sunt altă categorie de oameni care îi vezi cu niște ochelari, zici că au ieșit de la bibliotecă și ei sunt adevărați. Scrie după aia pe tine knockout că ți-a dat. Exact ceea ce spuneam eu mereu, ceea ce am spus mereu, că au acea disciplină pe care ți-o oferă sportul, adică în afara cuștii, în afara ringului. Dacă voi m-a sfătuit să intru în cușcă, aș intra. Cu cine ți-ar plăcea să intri? Vai, nu sau știu. Sau cu cine simt. Te-ai vedea să intri? Nu știu. N-ai nicio persoană nu de care nu-ți place așa, nu știu, din televiziune. Nu. Sau cineva care să te fi, știi, nu știu, ce, cred că și pentru că sunt o persoană care n-a avut conflicte. Îți dai seama că am și o persoană care m-a șicanat și rău, de-aia am dat și notificare scrisă acasă ca să se potolească cu denigrarea și lucrurile urâte spuse la adresa mea în societate pe nefondate, știi? Am făcut și asta, dar vezi, am făcut-o elegant iarăși. Nu vorbim la rândul meu făcând același lucru, o notificare scrisă prin avocat, potolește-te ca să nu ne vedem în sala de judecată, lucru care mi se pare normal. Se întâmplă foarte des, bine, aici nu judec nici oamenii, să înțeleagă anumite povești de viață după cum le aud și atunci să te judece sau să-și dea cu părerea, dar nu la modul să strângură sau... Nu, niciodată. Nu ți-ai pierdut niciodată cumpătul și să intri în conflicte? Ba da, în clasa 8-a mi-am pus o colegă în cuier. Ce? Mama mea nu avea prin clasa 5-a, murise bunica, mă rog, am suferit mult, Doamne, un an de zile am fost deprimată, în fine, puteai să mă dormeam cu ea în pat până atunci. Și mama a avut o perioadă puțin mai grea financiară. Tata era în voiaj, cumpărasem apartamentul, mai aveau și dumnealor datorii și mi-a cumpărat și mie un ghiozdan, țin și acum aminte, de la Herlis. Păi mi-era un drag de ghiozdanul ăla și mama mi-a zis, vezi pe ăsta să nu-l mai rupi, ții până în clasa 8-a. Păi și aveam grijă de el mai ceva ca de mine. Și m-am dus cu ghiozdanul ăla la școală. Am avut o perioadă în care chiar, nu știu, cu notele eram super bine și așa m-am meditat în clasa 8-a când am avut capacitate, după aia între 12 n-am mai făcut asta pentru că aveam treapta aia și să stăpânesc anumite noțiuni la română, la mate, respectiv geografie foarte bine. Și o colegă tot avea ceva cu mine de invidie, de răutate, că eram și eu drăguțică acolo, frumușie, că mă făceam plăcută, dar nu le-am avut cu periatul niciodată. Asta m-a dat înapoi, dar nici nu o să fac. Mai bine rămân la stadiul la care sunt cu 3.000 de urmăritori pe Instagram, dar nu pot să pun fund, iertați-mi expresia. Și avea o invidie din asta, o chestie personală cu mine, dar credeți-mă pe cuvânt, nu-i făceam nimic. Nu mă suporta așa atât, că nu eram în clica aia, că nu nimic, sau ce făceam, și aia era mai atipică, în fine. Și prin clasa a șaptea, cred că acolo și-a vărsat ea frustrările, Simona, cum ziceai tu, știi că unii oameni își vărsă frustrările, mă, și o sticluță de aia de vopsea corectoare, de se dădea peste pix, mi-a aruncat-o pe ghiozdan. Noi acum avusisem ora de sport și am intrat în clasă. A tăcut la vine tată, cu tuna nată, cu doi, a tăcut trei. Mă, când am văzut ghiozdanul ăla cu vopsea pe el, stăteam, cred că, în penultima bancă la școală, mă, și că eram foarte înaltă și nu mă puneam față, că nu mai vedeam ea mai pitici de mine. Și am luat-o, nu vă exagerez, aveam vestă cu fuste noi și sacou. Și ea n-a făcut sportul, nu știu de ce n-a putut. Eu venind de la sport și văzându-mi la cu vopsea, deja mă gândeam, mama mea zice că până într-o opta nu mai cumpăr alt ghiozdan. Și am luat-o de vestă aia și în capătul clasei era cuierul pus așa. Și am agățat-o cu tot cu vestă de cuier. I-a șutat și o palmă la poartă. Mi-a scăzut nota la portare, doamna diriginte, în creion. Dar s-a anulat după aia că am avut un bun comportament. Și după cum a zis și doamna diriginta mea de psihologie, zice, în atâția ani de experiență, n-am văzut copil fără nicio absență nemotivată. Eu dacă le-am avut că mergeam la promoții, mă rupeam cârca de pe la 13 ani să stau cu tava de gât. Bună ziua, vreți să degustați iaurtul Danone? Mulți mă și refuzau. Aia e situația și astea au fost singurele mele absențe, da. Deci aia a fost cea mai mare... Aia a fost, da. Alta nu mare... mi-am... Nu, chiar nu vă mint, dar nu mi-am mint să fie avut eu vreun conflict cu cineva. Dar cum reușești la vina? Efectiv, nu știu. Cum reușești să treci prin viață fără nicio altercație? Uite, da, de exemplu, eu îți spun... Dar să știi, Simona, că așa și acasă, deci credem, bărbatul care sunt, are și el o vârstă, e ieșit dintr-o căznicie, da, la rând. Zice, Doamne, am atâția ani de experiență și eu, dar eu n-am pomenit-o mai răbdător ca tine și mai calm.
gândește să ai 4 copii. Unul vrea apă, dăm sticla după masă, dăm nu știu ce. Îi organizește puțină militarie, nu strică. Haideți să facem paturile, plecăm la grădiniță, la școală, ne îmbrăcăm, v-ați spălat pe dinți, bam, 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 bam. Dar zic, ăștia că ți-mi ce rezolv, că oricum e posibil să mă enervez mai tare. Mai am și eu momente, câte unul la jumătate de an, că să zic, explodez, dar nu. Uite așa arată Simona Pacea, da. Nu cum zici da, tu că... Da, uite, cred că tot timpul să știi că îmi zic în cap, bravo. Zic, ok, zic, hai la vii, hai cu pace, hai cu răbdare, dar vorbesc cu mine, știi, în interiorul meu, ce v-am spune să fiu... Da, uite, Simona zice că eu de... Că ea e aia cu pacea, cu pacea și ea dă numai de scandal. Mai cred și astea, să știi, să ești relații conflictuale, da, și pe fondul frumuseții, să știi că frumusețea nu aduce cele mai multe beneficii în viață. Bine, tu ești o femeie extraordinar de frumoasă. Ei, și uite că... Ești drăguță, mulțumesc. și uite că... Da, să știi, da, da, să știi că am sentimentul uneori de că nu mi-am făcut dreptate. Îl simți, știi? Că vezi da. Chestia asta la mine, dar în același deci, practic, timp... Deci, practic, tu simți da, că lași e... mult de la da, tine. Da, 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 da. Simt asta. Eu, într-adevăr, îi spun lui Amato mereu și Amato mereu râde de mine și nu doar el. Zic că, băi, deși intru în foarte multe situații conflictuale, băi, eu ca și om, eu sunt un om extrem de calm și care, gândește, eu am 12 ani, 13 ani de când fac terapie, mă. Deci, eu, efectiv... Vreau să pun în practică acea terapie și mă chinui să pun în practică acea terapie. Bă, dar există oameni care pur și simplu trag atât de mult tot rău din mine și toate frustrările. Încât te provoacă la... Da, încât da. Și efectiv la un moment dat nu mai pot. Acum problema este că, ca să merg pe, punct, pe fond psihologic, cum zice terapeuta mea, bă, Simona, problema asta ar putea să fie tot la tine, pentru că de ce atragi situațiile conflictuale dacă tu ești, pentru că eu dacă stai cu mine 24 de ore, deci eu sunt așa cum zici tu, băi, nu mă vezi să mă enervez, da, da, nu da. Vezi să mă înțelegi. Eu știu cum sunt, ce defect cred eu că am. Dar eu nu prea las de la mine, într-adevăr. Eu las foarte mult și zice și el, dacă n-aș fi așa, îți dai seama că s-ar naște și la noi conflicte, clar. Ideea este că... Eu despic firul în patru, știi, eu sunt cu comunicarea, dar de ce te-ai simțit rău? Da, eu dacă văd omul că n-are gura așa și are așa, de ce e supărat, știi? Am problema asta, vreau să văd oameni fericiți în jurul meu. Măi, eu zic, eu vremurile pe care le trăim sunt și de la faptul că nu mai vezi om așa, știi, care să râdă, care să zâmbească, măi, și în trafic, sau de la o chestie mică, nu știu, a venit omul cu frustrări de la muncă și poate vânzătoarea are fața mai căzută, o ia așa puțin la 3-50 sau... Bine, mă, și ce vină are femeia să fie responsabilă de întâmplările nefericite ale tale? Credeți că eu nu le am? Credeți că eu nu obosesc? După atâtea activități de pe zi, zic, să mai fac și o oră de sport în online. Instructorul meu este obosit. Hai de la vine să fac și eu, să fac și cu tine ora de sport. Parcă acolo nu râd suficient. Dar am găsit și eu în temir ce lucruri. Mai râd de fimiu, mai râd de fimea. Îmi iau și pe ei la sport cu mine. Mai fac niște chestii de astea și îmi găsesc așa, știi, mă reechilibrez. Eu, dacă ar fi să mă gândesc așa, plâng foarte mult. Sunt foarte miloasă, aoleu, și când sarcina cu fiii mei plângeam foarte mult și vezi că fiii mei plânge și nu știu dacă are o legătură sau nu. Are o legătură nu, pentru știu, că la fel nene, am fost pe și bune, eu, da. Da, și mama îmi spune, de ce te miri de el? Că și tu erai la fel. Da. Hai, mamă, că nu era. Ba, da, mamă, mergeam, vedeam un câine și oprește-te la pansat. Mergeam, vedeam în cerșetură, aveam trei lei în buzunar, lasă, mănâncă tu covrigul, că eu nu mai mănânc. Păi aveam niște chestii de astea și rămâneam atât de marcată momentele alea, cât mi-aduc aminte că era la metrou și îmi venea să plâng. Plângeam că, de exemplu, la locul acela pentru persoanele cu handicap sau femeile sărcinate. Bă, 9 luni de sarcea, unul, bă, nu mai zic, las, doamnă, loc aici, vă rog, cu burta aia mare și 30 de kilograme pe plus. Bă, unul să zică, stați, doamnă, jos. Și venea să plâng, că zic, așa lipsit de poziție, să mă lase și pe mine să stau jos. Dar nici nu ziceam nimic, știi, puteam să zic, mă lăsați să stau jos. Nu venea, mă, nene, nu știu, parcă și bunună, există două categorii, bunătate și bunătate prostească. Eu sunt la muchia... Ascultându-te și uitându-mă acum la tine, dar ajung la concluzia că nu cred că o să o vedem vreodată pe Lavinia în cușcă sau dacă o să o vedem nu mă vreodată, vezi așa? Dacă o să vedem vreodată pe Lavinia în cușcă, parcă văd că din greșeală îi dă vreun pumn celelalte fete și după aia începe să plângă și aruncă pe făcut? Spune, mamă, nu le dă frumos. Auzi, fac și eu că ai toată încrederea, Simona, că așa va fi. Serios? Vai, de tu zici, m-ar marca și acasă să mă... Băi, am dat de la mjulit, nu, cred că mi-ar părea rău ce am făcut. Nu știu, m-aș simți că nu e ceva la mine, conștiința e puternică în treaba asta și cred că de acolo pleacă tot, știi? Am o stră de conștiință. Bun. E,
cu mustrări de conștiință sau fără, Lavinia, uite, noi acum avem un mic joculeț pentru tine. Am văzut că aveți și gogoși. Da, gogoși de brânză și avem și un sos extrem de picant pe care va trebui să-l mănânci dacă nu răspunzi acestor întrebări picante pe care producția, nu noi, le-a pregătit. Robertino, m-ai cablat ieri la cizmă la emisiune. Dacă ai făcut vreo mișcare greșită, o să te încalzi tu cizmele mele. Voi n-aveți sosuri picante. Nu. Da. Noi avem întrebările roșii și mă bucur că le adresează Ionuț. Am zis, mă, dacă e vreodată să fie de vreo luptă, că s-a supărat cineva să te provoace, te provoacă pe tine. Cu da, asta i-am zis și lui. Nu te mai suportă nimeni, nimeni nu mai vrea să vină la tine, că e terorizat pe toți. O fi, Simona. Da. Bun, hai să o citesc eu, Simona. Deci, Lavinia, fii atentă. Citești tu pentru tine întrebarea. Dacă vrei să răspunzi, o citești și la cameră și dacă dai răspunsul. Nu, dacă nu, văd cum e sos. Te servim cu sos. Îți mulțumesc. O citesc, că e foarte simplă și cred că așa vor fi toate. Nu știu de ce, dar presim că nu o să mănânc cu niciun sos, că eu sunt foarte sinceră de fel. Ai avut vreodată fantezii cu vreo amică de-a ta? Amică sau amic? Amic. Amică. Dar știi, fantezii cu amică, adică ca și cum prieten, nu? Din gașca de prieteni, și dacă am avut fantezii. Mă, da, dar când eram, cred că, adolescentă și nici nu mi-începuse viața sexuală. Adică la modul ăsta, știi, dar pe parcurs, nu. Dacă vorbim acum de adult, nu. Deci când aveai 12 ani, ai avut un crush pentru... Eu știu, 15 ani. Că deja eram și a 8-a, 9-a, taică-mi nu m-a lăsat până în liceu să-mi fac prieten. Și îți dai seama, în gașca de prieten, mai era cu un băiat mai frumușel, mai chipeș, mai nu știu ce. Nu pot să zic că noi fi avut cum a fantezii, fiecare cum și le imaginează. Dar am avut normale, limita bunului simț. Ce înseamnă o fantezie în limita bunului simț? Păi eu știu cum ar fi să fiu iubit, cum ar săruta, cum ar pupa. Da, la 15 ani. Da, corect, bravo. Exact. Tu ai avut fantezii? Ia mată după față, îl vezi. Tu ce crezi? Ia mată care... tu aia cum vreo fantezie cu cineva? Da. În afară de tine? Da, în afară de mine. Nu. Ți-am zis, eu l-am văzut doar așa în platou, adică nu... Mănâncă sosul picant, fiindcă minți. Următoarea. Care e cel mai stânjenitor lucru pe care l-ai povestit părinților despre tine? Cel mai stânjenitor lucru... o să te surprindă, dar de în perioada adolescenței cu lucrurile de partea sexuală și ce am vorbit cu tata, deși el era foarte mult plecat, era bărbat și îmi spunea ce e bine să fac, ce nu, când o să mince viața sexuală, că nu. Mă deranjează chestia asta, că e un subiect atât de tabu și că părinții nu mai vorbesc cu copiii de chestiile astea și îl arată sub formă de roboții. Și, bune, dar noi copiii cu ce am făcut? Venim barza cu coșul? Adică, na, hai să fim serioși. Dar e important cum o faci, știi? Și taică mi-a vorbit atunci cu mine, însă stânjenitor a fost așa când i-am povestit lui mama că mi-am început viața sexuală cu prietenul care am și fost de altfel 2 ani și jumătate. Mi s-a părut așa un pic jenant, aoleu, cum îi spun lui mama, pentru că era mamă de fată și ea sensibilă, zici că schimbase fica, știi, nu mai eram eu, adică așa ceva. Cum a primit vestea mamii? Care a fost reacția ei? Păi din greșeală, că simțea. Ea mi-a zis când o să-ți faci iubit, vreau să fii cu el, să nu te văd prin scări de bloc, să nu te văd în cluburi. Tot timpul spunea, dacă pleci în club, ai băut dintr-un pahar, te duci la toaletă, nu mai vii și bei din ăla, chit că ți-am dat 20 de lei, bei două pahare, dar nu mai bei din același pe care le-ai lăsat pe masă. Asta, adică, fiți atenți toți. Vorbesc foarte serios. Mai și îmi spunea, astăzi, da. Te las la balul bobocilor sau ce era la vremea aia, condiția să-mi spui ora la care vii. Și faptul că mărturisești cu sinceritate că nu ți-ai mai băut din același pahar. Adică îmi spunea tot timpul, dacă te îndepărtezi de masă sau pleci la baie, să nu te întorci la masă și bei din același, chit că n-are nimic paharul. Păi așa mi-a implementat. Asta, eu știu cazuri, da. Și recente care atât le-a pus cineva și li s-a făcut zău. Așa? Și când i-am zis, vai, deși acum, mami, bine măi, gândiți-vă și voi, aveam 17 ani, adică nu vorbesc că aveam 13-14 ani, stânjenitor la vârsta asta, pentru că eu am învățat de la ei bunul simț, dar la noi în familie a fost o comunicare foarte bună, adică pe mama eu n-am auzit-o să meargă cu vecina de la 2 sau de la 4 să vorbească de o altă vecină din scară. Dacă avea o nemulțumire pe perioada zilei la serviciu sau ce i s-a întâmplat, vorbea cu noi în casă. Și chestia asta vezi că o fac și eu, am 31 de ani și prefer să-mi rezolv, să-mi spăl rufele în familie dacă eu așa, adică nu răspund cu aceeași monedă, știi? Și cât timp ești bârfit înseamnă că ai de ce. Existi.
Da. Trecem la următoarea. Mare interes întrebarea asta. Na, ia să vezi acum. Pentru Yamato este de mare. Sunt curios ce vă spune Simona la această întrebare. Măi, deci... Eu zic și răspunsul meu dacă vrei să-l auzi, Yamato. Ești de părere că mărimea contează? Care e mărimea potrivită? Hai să nu fac pe proasta să întreb de riglă sau centimetru, corect, da? Nu, acolo suntem la candy shop, stai cu minte. Mă, hai să fiu sinceră cu voi, mă uităm în ochii voștri. Nu vreau să vorbesc nici de degetul mic, dar nu vreau să vorbesc nici de ce mi-a arătat-o acolo. Ce ai arătat? Eu consider că trebuie să fie un echilibru ca în viață. Să fie ceva normal și eu nu cred că contează din niciun punct de vedere asta. Important e să fie satisfăcător pentru noi. Și pentru bărbați și pentru femei. Că suntem diferiți cu toți. Important e să ne găsim persoana potrivită. Și pe partea și pe partea asta. Asta e părerea mea, vă zic sincer. Nu am o viață pe care vă pot povesti și atât de siropoasă, însă cred cu tăria asta, oriunde sunt foarte sentimentală eu și foarte pasional, așa, și pun suflet în tot. Și cred că Simona știe, pentru că și e capricorn. Dacă n-ai avut un capricorn, ai trăit degeaba și vă mai zic un banc, pentru că am terminat pedagogicul și litere și am lucrat în învățământ până în televiziune și de asta am renunțat, dar n-aș zice nu să mă întorc. Dar poate ești pregătită să fiu bunică și să mă ocup de nepoți, nu știu cum de fi la vremea potrivită. Așa, să nu ție un vânzătoare, că o să spună următorul client. Să nu ție un medic, o să spună următorul pacient. Să ție o profesoară, că o să-ți mai spună, să mai repetăm lecția odată. Și stai să-l vezi de mâine pe Yamato, numai cu profesoare. Caută profesoare. Normal. Bine, ai spus că ai făcut pedagogia, nu? Da. Dacă aveam așa profesoară, trecea mai des la școală. Ce a zis Simona la tine, răspunsul care e la întrebare? Mai, eu sunt foarte sinceră și am spus mereu, am spus. Uite, avem și aici, poți să ne arăți. V-am spus și puțin, cât? Mai devreme când stăteam de vorbă în culise și, bă, recunosc. Și am zis întotdeauna, frate, eu sunt materialistă, pentru mine banul este pe primul plan. Dacă portofelul este gros, nu mai contează nimic. Dacă portofelul e gros, o vezi de cred că cel mai mult, băi, sunt sincer, da. Dacă portofelul cel mai e mult gros, și nu cea mai contează. Mare, ce nu poți să ieri vreodată, dacă aveți întrebare sau nu, vă spun eu în avans, vă spun răspunsul, nu poți să ieri minciuna. Ăsta a fost unul din motivele la care a contribuit divorțul. Minciuna la om. Deci mie poți să-mi spui, bă, a trebuit să mă folosesc să-ți fac figura ca să, nu știu, să se întâmple ceva. Mamă, jos pălăria. Și ce pot să apreciez cel mai mult, la fel cum nu pot să iert și nu-mi place minciuna, este asumarea omului. Deci apreciez toate categoriile de oameni, că vorbim de cei brevetați, nebrevetați, cu studii, fără studii, amante, soții, orice. Dacă ești asumat, în ochii mei, ești cel mai corect om posibil ever. Păi, asta am zis și eu întotdeauna. Vorbesc serios, mi se pare că e calitatea umană și e cartea de vizită a unui om. Băi, îmi place să fiu... Nu știu, curvar, îmi place să fiu, nu soția amantă. Bă, frate, toată stima și respectul. Dacă știi ce ai fost și vii și te dai în toate posturile anuale și mergi la preoști, te spovedești și, Doamne, ca mine n-a fost nimeni, asta nu pot. Oi fi de judecat sau nu, asta sunt, așa mă cheam, la vid. Da, cred că asta nu ne place nici nouă. Da. Yamato? Tu, ce părere ai? Foarte bun. Eu sunt foarte asumat. Hai, dar mai vreau, mai ține oră podcastul ăsta, că îmi place rău la voi în platou. Sunt foarte asumat, am și zis în ultimul interviu, că nu sușe de biserică, că de-aia mai ajuns pe la ei. Bravo, foarte bine. Ce să faci, ne ascundem după dar deget? Toate sunt ok pentru noi și sigur contribuie foarte mult la dezvoltarea personală. Da, bun, și acum trecem și la cea de-a patra întrebare. A, 5 sunt? Să fie, da, cu noroc. Da, doar 5 avem. Spune o persoană din showbizul românesc pentru care ai uitat de căsnicie pentru o noapte. Niciodată. Nu mi-aș risca căsnicia pentru nicio persoană, nu din showbiz. Am avut 10 ani de căsnicie în care eu nu i-am greșit fostului meu soț nici cu privirea. El poate să confirme asta. Acum că fiecare vorbește ce vorbește, e partea a doua. Nu există. Iar eu când sunt căsătorită sau într-o relație, sunt maxim dedicată. E prezentul, viitorul și cei acolo la mine responsabil. Și dacă ar fi vreodată, sau, nu știu, uite, ipotetic vorbind, o situație de genul ăsta, inimii nu-i poți dicta, eu am spus asta și în trecut, aș pune punct unei căsnicii sau unei relații și aș vedea drumul pe care vreau să-l iau. Degeaba e colega lui Ionuț. Da. Vorbesc foarte, dar vă spun sincer, deci uitați-vă în ochii, știi că se spune, ochii nu mint, băiete.
Niciodată n-aș face asta. Dar ai avut vreodată vreun crush pentru cineva din lumea showbiz-ului când nu erai într-o relație? Când erai, când da, erai din telenovele. Și puteai să ai... Din telenovele, Simona. Din telenovelele spaniole. Și mi-a plăcut foarte mult și îmi place ca bărbat și ca mentalitate, acum că tot m-ai întrebat, modul în care se exprimă, felul în care se prezintă, Cătălin Botezatu. E, nu știu, felul în care spune, în care vede lucrurile, înțelepciunea de care dă dovadă și acum, mi se pare un om foarte echilibrat din punctul ăsta de vedere. Am înțeles. Bun, am ajuns și la ultima întrebare, la care sincer să fiu, cumva simt că deja ne-a dat răspunsul. Dar nici nu știam. Câtă vreme ai fost fată de ring, ai avut crush-ul pe vreun luptător? Nu, no, niciodată. Nu, chiar nu. Adică 12 luptători au fost în gală, că practic dinainte de a începe gala cu numărul 42 sunt parte din echipa sau stafful Eric Sef. I-am privit pe toți ca niște luptători sau cei care vor intra în cușcă, dornică să le aflu poveștile și din spatele camerelor, am vorbit cu ei, am vorbit chiar, uite, în mesaj cu Yasmin, am vorbit în platou cu Ștefan după luptă pentru că se plângea de durere de picior, cu Yasmin pentru că, exact cum zicea Mato, a fost primul meu și a fost bine de tot. Și normal, îți pasă așa de oameni, cum te simți, cum ești. Dar nu ne referim doar la gara asta, și în galele trecute. Nu ai avut niciodată pentru niciun luptător. Nu, niciodată. Eu în urmă cu 10 ani, nu știu dacă pot zic prezentam sau nu, runda 1, runda 2, da, știi? Da, 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 da. La vremea eram și într-o relație și n-am putut decât de vreo 3-4 ori să merg, pentru că eram într-o relație cu un băiat atunci atât de gelos, însă vestimentația mea, vezi că era foarte ok, era o salopetă închisă din cap până în picioare din latex, pe care scria brandurile sau firmele sponsori, care sponsorizau, nu, neagră. Da. Și asta am mai făcut atunci, dar nu, n-am avut. Uite, eu, de exemplu, când eram mică, am avut un crush pentru Ciprian Sora. Îmi plăcea foarte mult de Ciprian Sora. Dar asta și poate că te-ai învârtit în zona asta, știi? Mi se părea foarte frumos ca și bărbat și nu știu dacă în România a mai fost vreun luptător. Băi, el era efectiv bine și acum Ciprian este foarte frumos ca și bărbat, dar întotdeauna a fost o prezență, n-avea chestia aia de, nu știu, de luptător. Mi se părea un bărbat frumos. Și mie îmi place să-l văd pe bărbatul pe care l-am acasă și când iese din duș și când intră și când merge la bucătărie și se întoarce și foarte mult piruete. Cu fața, cu spatele. Numai, eu vă zic sincer, nu știu, eu vorbesc doar de mine acum. Când iubești, sau eu când iubesc, pun suflet așa, mă îndrăgostesc, lulea, iubesc tot la omul respectiv. Da. Și să știi că n-am avut niciodată un prototip anume de bărbat, dacă are pectoralul stâng mai mic ca la drept, dacă are egal sau... Nu, exclus. Dar, da, îl iubesc foarte mult și mă simt foarte bine și fiecare dimineață pentru mine, vă zic sincer, ca să vedeți și voi diferență, nu este zi de la Dumnezeu fără să nu mă trezesc și să îl sărut, să-i mulțumesc că e lângă mine. Trăiesc ce am visat. Cât de frumos. Vorbesc serios și dacă asta pleacă din mine, el tot timpul zice, da, uneori ești visătoare. Da, pentru că practic mie universul nu are cu ce să-mi răspundă rău. Pentru că eu asta ofer, adică atât timp cât și eu cred că nu pot să mă trezesc dimineața, pac, pac, mă duc, fac de jur, am plecat. Dar uităm de lucrurile astea, așa azi o zi, mâine a doua, într-o săptămână, jumătate, bă, s-a degradat relația. Da, pentru că dureros sau nu, vezi tu, noi femeile dăm viață. La urmă, bărbații sunt pe lume și datorită nouă. Da. Și că e greu de acceptat sau nu, eu nu sunt o feministă convinsă, în sensul că, așa cum dau dreptate femeilor, sunt sigură că există bărbați ca ele, ca cele care chiar sunt suflete și implicate și tot și așa. Și atunci sunt convinsă că și bărbații au sensibilitatea lor și mi-a plăcut foarte mult cartea Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Și nu știu dacă o să se supere doamnele pe mine sau nu, aș zice că suntem egale, că până la urmă suntem inși creați de Dumnezeu sau inși în societate, cum vrem să privim. Dar ne diferențiază asta. Pentru că de la noi pleacă lucrurile. Știi, tot nu face muzica într-o familie. Asta am spus și eu mereu, și... că orice bărbat de pe lume, până la urmă, este produsul unei femei. Este... Da. Și că dacă vrem să avem bărbați mai buni în societate, că și noi schimbarea pleacă din noi. Schimbarea pleacă de la noi. Da. Să îi ajutăm să devină cea mai bună versiunea lor. Se zice că sunt trei chestii pentru care bărbații înșală. Lipsa de comunicare și
plafonarea asta într-o relație, poate pentru unii și partea sexuală, nu știu, nepotrivirea în sensul ăsta, și alții cărora li se urăște cu bine. Le întâlnesc totul, nu știu să aprecieze și pierd. Dar aici nu mă refer numai la femei, și pe partea elaltă, știi? Și acolo se duce tot. Uite, bărbații nu o să înțeleagă niciodată perioada de sarcină a unei femei, transformările prin care trece. Și acum poate una e mai norocoasă, a trecut, n-a simțit nici post-operator, dacă vorbim de o cezariană și multe alții. Sunt femei care chiar suferă mai mult, au dureri mai mari, alăptatul și multe alte. Dar să știi că și eu am trecut prin astea și am trecut de două ori și mă uitam în oglindă la mine cum am 30 de kilograme peste și n-am operații estetice și nu am... Am făcut și eu sport, regim alimentar, nu prea aveam voie că alăptam și trebuia să dau hrană consistentă copilului. Sportul ce am făcut așa, da, operație de implanturi pe care am spus-o și o spun că m-am alăptat atât de mult și eram băiețel din profil. Așa. Dar știi ce se întâmpla? Tot timpul să te-ai zic, uite, pentru minunea asta ca să o meriți atât de mult, trebuie să ai puțină suferință în spate. Și iar mă echilibram și vreau să zic că atunci când eu, după ce am născut, Dumnezeu mi-e martor, îi spuneam bărbatul care eram tatăl copilului, dar n-are rost să stai aici să suferi lângă mine, că oricum eu trec printr-o perioadă, eu rău, mama mă susține, dar du-te cu băieții, simte-te bine, ca să nu simtă perioada aia a noastră, știi, după naștere. E foarte important, deși pentru multe și le înțeleg, se naște și frustrarea, uite, eu stau în casă, spăl, calc, dau copilului, fac aceeași rutină, că de multe ori zic femeile, doamne, măcar să ies din casă până la serviciu să-ți fac ceva, că nu mă mai regăsesc cu ce fac, scade puțin stima de sine. Da, credeți-mă că revine. Se zice că 9 ani suferi transformări, tot în 9 ani ajungi la forma inițială. Și acum depinde și de bărbat, că dacă e unul care te înțelege, zice, hai ok, stai tu, uite, gătesc eu sau fac, altfel merg lucrurile, știi? Adică trebuie să fie bunăvoința asta din partea amândurora. O emisiune, un episod extrem de interesant în care eu te-am ascultat. Sper din suflet să vă fi plăcut. Atât de mare drag și sincer să fiu și mi-ar plăcea să te văd într-un podcast de psihologie. Da, aș veni cu drag și aș accepta. Și îți mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi astăzi. Și eu că m-ați invitat din suflet. Mulțumim pentru că ai fost atât de deschisă. Sper. Ai simțit asta, Simona, da? Am simțit asta și îmi doresc atât de mult ca toată lumea să vadă acest podcast, fiindcă sunt atât de multe lucruri de învățat pe care noi toți putem să le învățăm de la Lavina. Ești un exemplu, ești o eroină. Mulțumesc. Ești minunată, ești de o frumusețe. Nu știu cât de multe v-am spus ce așa, dar ce pot să vă asigure că vi le-am spus cu sinceritate. Vi le spun cu emoție, vi le spun ca femeie, ca mamă și ca... prietena, dacă vreți. Mă, îmi vine să-și plâng. Ia Mato, ia repede cuvântul că plânge la mine. Mersi, Lavinia, și pentru dulciuri. Da, mare mulțumesc drag. Foarte dulce. Și ca să nu încep să plângi, să strici machiajul, eu vreau să vă mulțumesc vouă tuturor că ați urmărit Gala 42 din data de 27 septembrie, Gala RXF, că ați cumpărat pay-per-view-uri, că au fost un număr record de abonamente cumpărate. Sperăm să ne urmăriți și pe viitor pentru niște meciuri incendiare. Ne pare rău celor care au venit la locația unde s-a ținut evenimentul și nu au putut fi primiți pentru că nu mai erau suficiente locuri, deși s-a încercat să se mai aducă mese, scaune, nu s-a putut, chiar a fost o sală foarte mare, foarte plină. Ne pare rău, sperăm ca data viitoare să se rezolve și această problemă, să fie și mai multă lume, un public și mai numeros, să-i susțină pe favoriții lor. Iar voi fiți alături de noi în continuare, urmăriți Fight Club, urmăriți Fără Mănuși, aprindeți clopoțelul, dați subscribe pentru cele mai tari podcasturi. Mulțumesc, dragilor! Mulțumim și noi!